Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că medicii aleg să plece din țară pentru salarii decente, în timp ce spitalele noastre se confruntă cu o continuă lipsă de personal. Spitalul din Târgu Cărbunești nu face nici el excepție, iar conducerea a fost nevoită să apeleze la cadre medicale din Târgu Jiu pentru a asigura serviciile minime. Deficit de personal. Putem să spunem că da, dar am zis și am discutat, cum avem cu asistenții șefi în fiecare luni și vineri raport și cu medici în fiecare zi, sau a fost nevoie cu medici și de secție, să folosim asistenții care avem, pentru că neavând un buget mare, nu ne putem permite pentru angajări. În momentul de față, fac și cu greu față, pentru că avem decât 3 ortopezi, 2 ortopezi, pardon, și un medic care trebuie să apară acum. Doamna Oprea nu s-a mutat la noi, prin înțelegere, face o jumătate de normă grăzi la urgență. Pentru că una dintre colegele noastre, din motive, știe dumneai, și-a obținut în Franța și a plecat timp de 9 luni. Și pe postul rămas liber am angajat doi medici. Constantin Târziu a spus problemele sale financiare și președintelui CNAS, Cristian Bușoi, care a vizitat spitalul săptămâna trecută. Un buget mi se pare insuficient pentru a asigura un act medical așa cum se cere și cum cere toată lumea și cum trebuie să primească pacientul. Banii care îi primim pe contractul cu casa sunt insuficienți pentru că s-au redus foarte mult, nu știți dumneavoastră, numărul de paturi bugetate. Actul medical care se desfășoară în prezent la Spitalul Cărbunești s-a îmbogățit pe zi ce zi. Numai o proteză, i-am explicat dumnealui, ne costă în jur de 60-65 de milioane care se pune unui pacient. Și culmea ridicolului este că noi am primit pentru proteze anul ăsta 8.000 de lei. Deci am acoperit o proteză. Banii a primit pentru o proteză pe an, iar cereri sunt pentru 3-4 pe săptămână. Solicitări sunt cel puțin 3-4-5 pe săptămână. Vorbesc de proteze de șold sau de genunchi, că celelalte proteze care se pun pe o fractură simplă se fac 3-4 zilnic. Atunci am făcut adresa, la Casa de Asigurări Gorj, domnul președinte a fost acolo, mi s-a promis că vom da. Și am spus, domnule, stați puțin, că eu spun la pacienți care vin, nu mai facem nimic. Și atunci vedem ce faceți dumneavoastră. Managerul spitalului din Târgu Cărbunești speră să obțină mai mulți bani în 2014 pentru că cerințele sunt mari în privința actului medical, iar banii sunt din ce în ce mai puțini.